Bengală de sâmbătă, nominalizarea Alinei și lipsa unei poziții fruntașe în clasamentul publicului i-au adus acesteia eliminarea. Mulțumim, Alina! Mulțumesc! O să ai foarte puțin timp la dispoziție să-ți faci bagajul. Îmi pare rău pentru toată lumea. Și poate că am fost înțeleasă greșit. Alina era afectată de vestea primită, însă gândurile ei înainte de gală puteau vorbi în locul său. Un vis pulberat, o dorință neîmplinită. Dorința de a iubi și de a fi iubită. Simt că am pierdut dreptul la fericire, deoarece am sperat din tot sufletul că îmi voi găsi pe cineva în casa Mireasa. Am dorit din suflet o iubire ca în basme, unde amândoi suntem îndrăgostiți. Regret că n-am făcut sau am spus ceea ce am simțit la momentul potrivit. Regret că am fost uneori timidă, stângace și că poate unii concurenți și-au creat impresii total eronate în ceea ce mă privește. Îmi pare rău că nu am reușit să-i cunosc pe Bogdan și Radu. Speram să fiu compatibilă cu unul dintre ei. Regret că nu am petrecut mai mult timp cu băieții deja aflați în casă. Tocmai de aceea unii m-au judecat greșit. Îmi va fi un dor imens de casa Mireasa, de concurenți și mai ales de mame. Cu mult drag, Alina. Venim în vizită în Italia, ne primești? Da. Dacă e o fată super. Să înțeleg că nu era mai printre preferatele tale. Nu am avut în timp. Nu am avut timp. Îmi pare rău. Îmi pare rău că plec. Dragostea ta te așteaptă afară undeva și o vei găsi cât de repede. Îți doresc toată fericirea din lume. Am venit cu gândul să-mi găsesc pe cineva afară. E mult mai greu să întâlnești pe cineva fără să se întâmple anumite lucruri. Știm cu toții în ce lume trăim. Eu încerc scute că nu sunt supărată pe doamna Victoria. M-am emoționat foarte mult mamele, că toate au plâns. Trebuie să fii puternicul, cu capul sus. Cred și sper în tine că afară o să fie bine. Știam că mamele au o părere bună despre mine. Nu mai plângeți, că mă faceți mai mult să plâng. Tot ce am făcut, am făcut din inimă și am reacționat cum am simțit, iar dacă uneori am fost înțeleasă greșit, sunt sigură că am fost înțeleasă greșit pentru că nu m-am exprimat așa cum ar fi trebuit. Gândește-te că la sfârșitul lumii e doar un joc care așa a fost să fie. Pentru mine n-a fost un joc. Tocmai asta e problema. Că te-ai implicat, știu. Da. Știu. Și tocmai de asta cred că poate cei care au luat-o ca pe un joc au părut mai real decât mine. Nu te gândi că n-ai greșit cu nimic, cu absolut nimic, din contră ar zice. Prin faptul că am vrut să fiu dreaptă și să spun lucrurilor pe nume. A fost bine, credem, ai făcut. Da, Alina, dar ți-am spus și eu. Să spun ce gândesc. Că sinceritatea deranjează. Regret că am fost poate uneori impulsivă și m-am certat cu fetele. Și în același timp regret că nu am cunoscut băieții mai bine. Le-am creat o părere greșită la cina respectivă și cred că de acolo a pornit totul. Adică fiecare a avut oarecum teamă să se apropie de mine. Au și spus băieții că sunt o gheață greu de spart și după aceea și-au creat păreri greșite în ceea ce mă privește. Cu siguranță fiecare are ceva special, eu am considerat asta de la început. Am vrut să descoper ce e special acolo. De ce pleci? N-ai vrea să plec? Nu. Păi? El m-a cunoscut cel mai puțin. Îmi pare rău că nu am reușit să ne cunoaștem mai bine. Au niște palpitații așa de zi. De ce? Că n-am auzit. Nu știu, așa mi-am început să-mi bată inima tare. Că n-am auzit, nu știu de ce. Am văzut că e timid și el. L-am înțeles foarte bine. Mi-aș fi dorit să-l cunosc mai bine. Mult mai bine. Și cine știe. Poate se putea lega ceva. Eu pot să-mi spui cine e preferata. Și o să-l susțin dacă... Nu? Bine. Nu. I-am pupat. Ce-l găsești? De cuvinte. Dragostea. De cuvinte. O să-mi fie dor de fiecare în parte. Mă voi uita la emisiune. Mă voi uita pe Antena Play, cu siguranță. imaginam, nu știu, simțeam că plec și îmi propusesem să nu plâng, dar fac și roi de lacrimi. Haideți! Fiecare are un loc bine proporționat, din ceea ce am putut să-mi dau seama despre fiecare. Vă iubesc, doamnelor! Hai grijă la tine, da? Sunt dezamăgită de mine, în primul rând, că nu am fost mai curajoasă, nu am fost mai deschisă cu băieții, cu fetele, așa cum am fost cu mamele. Să vă văd căsătoriți! Da. Pa! O despărțire cu foarte multe lacrimi. Mamele au fost, poate că, cele mai afectate de plecarea Alinei. Și acum aveți lacrimi în ochi, doamna Daniela. Toate am fost afectate. V-ați atașat de ea așa de tare? Da. De ce? Nu știu, m-am atașat de toate, nu numai de... Era sinceră cu noi. Și era, da, într-adevăr. La început ni s-a părut că am retrasă, dar și generele false aveau o contribuție în toată treaba asta. În timp am reușit să o cunoaștem mai bine și să ne dăm seama că este un om de calitate pe care oricare dintre noi și-ar fi dorit-o ca noră. Dar de ce, doamna Victoria, de ce v-ați cerut scuze? Că și cu nominalizarea dumneavoastră și fără... Eu m-am simțit vinovată, adică nu știu, chiar m-am simțit că nu mă așteptam să plece ea. M-am gândit să o elimin pe Roxana, m-am gândit că a fost conflictele între ea și Ionuț și m-am simțit în alt fel. Am zis, toată lumea de afară o să zică că am făcut-o din ură, pentru că așa se interpreta oricum ar fi fost. M-am gândit la Costinela, am zis că pe ea am văzut-o în urmă cu 2 săptămâni când a venit Bogdan de a salvat-o, că poate o să fie ceva între ei și nu mi-a rămas decât Alina, la care nu mi-am dat cu seama nici măcar o secundă că ea va fi pe ultimul loc. Și m-a durut foarte mult pentru că, într-adevăr, am fost foarte apropiată, foarte... Exact cum eram de Ionuț, așa simțeam. Da, l-am văzut și pe Ionuț plângând. Ionuț! Da, vreau să-l și văd și poate să-l și aud. Ionuț, mă auzi? În sonor. Acum, mulțumim. Da, nu ne auzim, dar păi când o să vin aici o să-l întreb. Eu nu-l aud. Noi nu-l auzim în platou. Poate l-auzi că e regie, noi nu-l auzim. Ionuț, mă auzi? Da, acum am băut eu. Nu, doar îl văd și nu-l aud. Ok, l-am văzut plângând, dar aș vrea să-l întreb și pe Bogdan niște lucruri, pentru că i-a spus niște lucruri Alinei pe care eu simt nevoia să le explice un pic, niște îndemnuri care mă fac cu gândul, să mă duc cu gândul la ideea că poate că a intrat pentru Alina, cine știe. Ați simțit același lucru? Da. Da. Toate? Da. Tu, Costinela, că, na, uite, lumea... Așa am început. Adică după, acum am văzut materialul și așa, da, eu zic că pentru ea e intrat în casă. Așa se interpretează sau așa a lăsat el loc de interpretări. A spus că a fost prima fată care i-a atras atenția. Și am mai avut noi o provocare când ne-am jucat. Da. Și era un bilețel și zicea să spui persoana, fata pe care ai vrea să o săruți sau ceva de genul și a zis Alina de atunci. Asta când încă era Alina în casă. Da. Seara înainte. Da. Care a stat cu el. Da. Știți cum e? Voi, cei de acasă, telespectatorii, decideți. Voi le puneți pe primele locuri, voi le puneți pe ultimele locuri. Eu știu că unii dintre voi v-ați dori să vedeți doi concurenți într-o poveste de iubire, doar că emisiunea asta este pe bune, este despre ceea ce simt ei la modul cel mai real. Oricât de mult v-ați dori voi de acasă să vedeți doi concurenți împreună, dacă ei nu simt acest lucru, puteți să-i votați, nu o să faceți decât poate să năruiți alte cupluri să formeze o poveste. Gândiți-vă foarte bine la acțiunile lor, că îi vedeți și aici în emisiune, îi vedeți și pe Antena Play. Repet, una e cum v-ați imagina voi, alta e ce trăiesc ei. Asta e.